venit la meditația de seară, înconjurați de lumină și pace. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscute printre popoare faptele Lui înalte. Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. În familie, tații și mamele ar trebui să prezinte totdeauna înaintea copiilor lor exemplul pe care îl doresc să fie urmat. Ei să manifeste unul față de altul un respect gingaș în cuvânt, privire și faptă. Să facă cunoscut faptul că Duhul Sfânt îi stăpânește, prezentând copiilor lor caracterul Domnului Iisus Hristos. Puterile imitației sunt tari, iar în copilărie și tinerețe, când această capacitate are cea mai activă perioadă, înaintea tânărului trebuie așezat un model perfect. Copiii să aibă încredere în părinții lor și în felul acesta să-și însușească lecțiile pe care părinții doresc să le predea.